Da, se anunță o perioadă plină de incertitudini în zona financiară. Mă uitam acum, petrolul în numai câteva ore a ajuns la 92,7 dolari pe baril, o creștere de 2,7% de la oră la alta. Semn că investitorii privesc cu îngrijorare ce se întâmplă acolo. Ei, iar dacă petrolul se scumpește, gazele s-au scumpit și ele cu aproape 50%, da, în ultimele zile, ei, toate astea pun presiune pe prețuri, pentru că carburanții și gazele sunt elemente esențiale în tot ceea ce consumăm noi, de la produse alimentare la servicii și bunuri alimentare. Ei, ne așteaptă din păcate multe probleme pe zona asta, iar dacă conflictul ăsta se extinde la nivel regional, ei, așteptați-vă comerțul internațional de mărfuri să scadă cu cel puțin 40% dacă vor fi afectate inclusiv cele două strâmtori care asigură mare parte din zona asta de logistică. Vorbim, Adrian, de fapt, de exact ceea ce spuneam și Bogdan, spuneam și eu mai devreme, de acest război mediatic, de partea hibridă a războiului, nu atât de mult de lucrurile care se întâmplă în teren, ci ceea ce se întâmplă, de fapt, în media. Am văzut, de exemplu, ieri seară, absolut scandalos, timp de 4 ore, BBC și Sky News, două posturi de televiziune britanice importante, titrau permanent Israelul a omorât 500 de palestinieni în Gaza. Inadmisibil, dar acest gen de titrare este ceea ce poate să arunce în aer până la urmă niște piețe financiare care reacționează evident pe emoții. Da, și se întâmplă acest lucru, iar sentimentul ăsta de incertitudine legată de ce se întâmplă în acest război al lumilor, da? Lumea musulmană versus lumea iudeo-creștină, s-ar putea să ducă la o criză mondială și nu vorbesc în cuvinte mari, este ceea ce spun agențiile internaționale din zona de evaluare a business-ului, pentru că dacă se rup lanțurile comerciale la nivel internațional pe tema asta a războiului, din cauza problemelor legate de război, s-ar putea să ne trezim cu o criză economică puternică, poate chiar mai puternică decât cea de acum 10-12 ani. Știți de ce? Pentru că până la urmă din perioada de inflație pe care noi am parcurs-o, cea mai mare inflație în ultimii 15 ani, nu se putea ieși decât prin două variante. Ori prin criză economică, ori prin război. S-ar putea să le avem pe amândouă. Mulțumesc, Victor. Domnule Negrescu, BNR-ul întotdeauna a ținut acest echilibru, dar practic acum când vedem că toate se scumpesc în jurul nostru, acum și ratele și nici nu avem o previziune foarte apropiată pentru scăderea acestor dobânzi. Da, iar lucrurile din păcate tind spre o situație negativă. Uitați-vă, astăzi Curtea Constituțională a practic a dat undă verde creșterii taxelor, inclusiv în sectorul bancar. Măsurilor de austeritate, venituri, da. Toate aceste măsuri vor pune gaz pe focul inflației, vor crește din păcate prețurile în perioada următoare mai mult decât era natural, pentru că toată lumea va încerca să pună creșterile astea de taxe în prețurile produselor, serviciilor pe care le comercializează. Deci inclusiv băncile s-ar putea să crească dobânzile, astfel încât cred că se prelungește până în 2025 această situație cu dobânzile. Suntem în zona unei recesiuni economice care devine aproape sigură în 2024, în condițiile în care noi, în loc să relaxăm condițiile de creditare, să relaxăm fiscalitatea, iată, venim și punem gaz pe focul problemelor din economie, iar de rezultatele vom simți. Puterea noastră de cumpărare va scădea din ce în ce mai mult, iar ce vedem, inflație de 8,8% în momentul de față, s-ar putea să fie ultimul bal, ca să zic așa, iar din decembrie încolo să vedem din nou creștere de prețuri semnificative în România.